Duminica precedentă, biserica din satul Dorotskaya, plantată de Biserica Philadelphia, a sărbătorit Marea Zi a Recunoștinței. La acest eveniment au participat 180 de persoane, dintre care 21 oaspeți pentru prima dată și 2 pentru a doua oară. Mulțumim Domnului pentru că avem o casă de rugăciune și așa, o casă așa de mare și așa de frumoasă. Vreau să spun că chiar sătenii se minunează pentru clădirea aceasta care o avem. Este uimitor că într-un timp atât de scurt, așa de mulți oameni au fost atinși de prezența acestei biserici și de la un număr de câteva suflete care se închinau prin case, acum au început să vină de ordinul zecilor la serviciile care au loc în fiecare duminică. Speranța noastră pentru biserica din Dorotskaya este să se consolideze, să crească din ce în ce mai mult și să fie o lumină în zona aceasta, în localitatea aceasta. Duminica trecută, familia Chirău și-a adus întâiul născut pentru a cere binecuvântarea lui Dumnezeu pentru viața lui. Prin contribuția fiecăruia dintre noi, duminica trecută a fost colectată suma de 35.217 lei pentru biserica din Țărâncuța. Domnul să binecuvinteze pe fiecare! Joi, în cadrul Bisericii Philadelphia, a avut loc prima adunare specială de organizare a Departamentului Bărbaților. Având un potențial deosebit în familie, biserică și societate, responsabilitatea lor este una specială. Domnul să binecuvinteze activitatea acestui departament cu noi biruințe în numele Domnului. Vineri s-a desfășurat o campanie de caritate în cadrul care au fost vizitate și ajutate cu produse alimentare 10 familii din Biserica Philadelphia. Prietenii din Chicago a bisericii noastre au ajutat aceste familii în numele Domnului. Moldova și alege guvernarea pe 30 noiembrie. Creștinii din cele 4 culte evanghelice majore din întreaga țară se vor uni în post și rugăciune duminică 23 noiembrie pentru alegerile parlamentare 2014 din Republica Moldova. Fii parte la această acțiune spirituală, roagă-te și postește și Domnul te va călăuzi cui să oferi votul tău pe 30 noiembrie. M-am trezit într-o zi cu niște dureri în corpul meu și cu o febră înaltă. Am dat niște analize, apoi am mers la alt medic și la alt medic, tot mă trimiteau de la un medic la altul și nimeni nu știa ce am. La ultimul medic mi-a dat îndreptare la endoscopie. După ce am făcut endoscopia și iarăși un rând de analize, analizele tot erau rele și medicul mi-a zis că aveți o boală care se numește Crohn. Boala aceasta distruge organele dinăuntru. Am mers, medicul mi-a dat îndreptare la alt medic care a mers și doamna a zis urgent la internare. Stăteam și mă rugam acasă și ziceam, Doamne, dacă Tu mă vindeci, eu am să spun la toți ceea ce ai făcut pentru mine și ceea ce ai făcut în viața mea. Și a trecut o săptămână și o prietenă mă sună și zice, eu am găsit un medic care este specializat pe boala aceasta. Medicul respectiv a sunat doamnei la care trebuia să merg la următorul aparat și zice, uitați-vă, vă rog, bine că este boala Crohn. Și eu merg și îmi face fotografiile care trebuia să mi le facă și doamna deschide ușa și zice, eu nu văd nicio boală Crohn, absolut nimic. Și eu așa bucuroasă zic, Doamne, îți mulțumesc, eu am crezut, eu am știut că Tu ai să mă vindeci. Și m-am ridicat în picioare și ea zice, hai te rog, nu te supăra încă o dată, eu vreau să văd încă o dată. Eu iarăși m-am culcat și ea iarăși a făcut niște fotografii și zice, nu e nicio boală, Crohn, eu nu văd absolut nimic. Domnul m-a vindecat și sunt fericită și mulțumesc Domnului că pot fi o mărturie pentru părinți și pentru prieteni care nu cunosc pe Domnul. Și le-am zis la toți că Domnul m-a vindecat și nu mai am nimic și nimic nu mă doare și analizele sunt bune și glorie Domnului. Vreau să vă mulțumesc la toți, la cei care v-ați rugat pentru mine. Domnul să vă binecuvinteze!